Clădirea amplasată în orașul Basarabeasca unește două instituții medicale, Centrul de Sănătate și o parte a Spitalului Raional. Partea exterioară a edificiului a căpătat recent un alt aspect, întrucât au fost montate geamuri și uși din termopan. Potrivit meșterilor, lucrările care deja sunt pe sfârșite n-au fost deloc ușoare. Ferestrele vechi au fost fixate în metal și de aceea este foarte greu de le scos. Noi încercăm să le îndepărtăm, dar totul se dărâmă. S-a schimbat și aspectul interior al clădirii. Potrivit directoarei Spitalului Raional, Dorina Belous, în unele birouri și secții se vor efectua reparații capitale, dar și curente. La etajul 4, practic, am terminat totul. Acum trebuie doar să vopsim pe holuri. A mai rămas laboratorul, unde trebuie să schimbăm teracota de pe podea. Pentru a obține acreditarea, trebuie să facem reparație bună. Am primit bani din partea unui sponsor și vom face reparație capitale în cabinetele secției de chirurgie. Vom schimba plăcile din teracotă, ușile, totul. Acolo unde nu vom avea posibilitate, vom face doar reparație cosmetică. În altă aripă a clădirii, unde se află cabinetele Centrului de Sănătate, la fel, lucrul este întoi. Instituția medicală se afla într-o stare critică. Pentru ca aceasta să ajungă cât uși de puțin la standardele necesare, ea avea nevoie de reparație, mai ales că anul acesta ne pregătim de acreditare, care ne va permite în mod juridic să oferim servicii medicale. La momentul de față se desfășoară lucrări la Centrul Prietenos Tinerilor, care oferă servicii medicale tinerilor de la vârsta de 10 până la 24 de ani. În acest an, în bugetul Centrului de Sănătate pentru efectuarea reparațiilor, este prevăzută suma de circa 200.000 de lei, susține Natalia Arnaut, și Consiliul Raional oferă sprijin financiar celor două instituții medicale. Мы сделаем всё для того, чтобы наш район был одним из лучших состояния и поликлиники, и отделений. Noi vom face tot posibilul pentru ca policlinica și celelalte secții medicale din raion să fie cele mai bune. Pentru aceasta se depun toate eforturile. Noi muncim în baza proiectelor, dar și Consiliul Raional a acordat mijloace financiare pentru a îmbunătăți aceste instituții. Peste o săptămână vom începe lucrările în secția de chirurgie. Va fi reparat capital acoperișul și etajul 3. Noi nu facem totul superficial, ci așa cum se cuvine, ca să corespundă normelor și să fie pentru încă 20-30 de ani înainte. Directorii instituțiilor medicale, atât din oraș cât și din raion, speră ca lucrările să fie finalizate la sfârșitul lunii octombrie.